Desertul sultanului. Un deliciu ce se topește în gură. Este atât de delicios și foarte ușor de făcut. Nu necesită cuptor, iar rezultatul? Te lingi pe degete. Hai să-ți arăt cât de ușor l-am făcut. Într-o tavă de cuptor, dintre aceea mai mare, am pus 200 de grame de fulgi de cocos și am așezat frumos pe toată suprafața tăvii. Într-un bol încăpător, am adăugat 600 de ml de lapte, 100 de grame de zahăr, 110 grame de făină și am amestecat totul bine. Am turnat toată compoziția într-o cratiță și am lăsat pe foc, amestecând continuu cam pentru 10 minute. Când totul a fost gata, am luat cratița de pe foc, am adăugat 60 de grame de unt și am amestecat totul bine. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like, mă ajută foarte mult și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Compoziția, încă fierbinte, am turnat-o imediat deasupra fulgilor de cocos și am nivelat ușor cu ajutorul unei spatule. Trebuie să te miști destul de repede la acest pas pentru că riști să nu se mai întindă budinca. Am băgat tava în frigider și am lăsat-o acolo cam pentru 5 ore. Am tocat mărunt alune, m-am ocupat de cremă și într-un bol încăpător am adăugat 200 de ml de smântână lichidă pentru frișcă, 50 de grame de zahăr, o linguriță cu vanilie și coaja unei lămâi necerate. Am amestecat totul cu un mixer până când frișca s-a îngroșat. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yami.expert. După 5 ore am scos tava de la frigider, am adăugat crema și cu ajutorul spatulei am întins pe toată suprafața tăvii. Am tăiat-o în 8 bucăți, pe deasupra am presărat alunele mărunțite cu cuțitul și cu ajutorul unui cuțit am rulat rulourile. Simplu și ușor, iar rezultatul o bunătate. Partea bună este că nu mai trebuie să aștepți, se poate servi imediat. Lasă-mi un mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea. Poftă bună, vă pup!